Dezvăluiri incredibile făcute de Ivacu. Ministrul Culturii s-a declarat paralizat de proiectele pentru centenar. George Iva subliniere cu, ministrul culturii subliniere identității naționale, a spus, joi seară, la emisiunea România Nouă difuzat de TVR1, ce a fost paralizat de unele proiecte dedicate centenarului pe care le-a găsit în minister, între care s-au numărat o carte despre boli, spectacole de poezie patriotic subliniere și un turneu județean de fotbal. Ministrul a spus că provocarea cea mare în acest an este sărbătoarea centenarului, pentru care a găsit în minister o împrăcire în 2042 de idei de proiect subliniere și o lipsă de viziune. Cred că provocarea cea mare în acest an este de a aduce toată creativitatea mea pentru această mare sărbătoare. Aici este problema, ce această mare sărbătoare era, de fapt, o împrăcire în 2042 de idei de proiect. Era o lipsă de viziune subliniere și un concept care se conduc. Oamenii, săracii, au pus acolo tot ce credeau ce e mai reprezentativ pentru ei. Exemple despre ceea ce am găsit, trebuia să editez o carte despre bolile cele mai frecvente din ultimii 100 de ani, într-un anumit județ, nu mai zic de spectacole de poezie patriotic, reabilitare sublinierei reparații de drumuri sublinierei cei de acces, turneu de fotbal la care vor participa echipe din județ. Unele dintre cele 2042. Le-am scos pe cele care în momentul acela m-au paralizat sublinierei, am spus ce trebuie făcut ceva. În primul rând trebuie pus stop acestor serbi care nu se constituie într-o mare sărbătoare, a spus George Iva subliniere cu. Ministrul Culturii a precizat că manifestările pentru celebrarea centenarului nu se vor încheia pe 31 decembrie. Acțiunile se vor desubliniereura pe parcursul mai multor ani, în concordanță cu datele sublinierei documentele istorice. În 27 martie vom putea spune ce începem. Spun această dată pentru ce e nevoie în primul rând de reglementare legislativ. Li s-au promis oamenilor bani, dar nu exista o ordonanță de urgent prin care să existe mecanismul legal de plat. Noi asta facem acum, a explicat ministrul. În cadrul interviului, George Iva subliniere cu a mai spus că Ministerul Culturii este poate cea mai aculturală instituție pe care a întâlnit-o. Eu am crezut că intru într-o instituție, Ministerul Culturii este o instituție de cultură. Nu, este poate cea mai aculturală instituție pe care am întâlnit-o. Pentru ce eu speram să găsesc măcar o orizontal. Acultural înseamnă ce, dacă intraci în Ministerul Culturii, nu e nici măcar un tablou pe pereci, a subliniat ministrul culturii. Dacă intri în Ministerul Culturii descoperi ce organigrama nu are direcțiile de linie. Există ministrul culturii izolat undeva, acolo, după care urmează acele direcții de suport economic sublinierea mai departe,
dar nu există direcția Muzeu Patrimoniu, direcția Artele Spectacolului, care se coordoneze o strategie sublinierei în subordinea lor să existe teatrele naționale, operele sublinierei a sublinierea mai departe, a adugat el. Un alt lucru observat imediat în minister de George Iva subliniere cu a fost un soi de lips de entuziasm. Entuziasm înseamnă acel lucru care te duce către creativitate. Miercuri, Gigel Tirbu, deputat PNL sublinierei presubliniere din Telecomisiei pentru Cultură, Arte, Mijloace de Informare în Mas, a declarat pentru News. Roce, săptămâna viitoare, grupul său parlamentar va depune moțiunea simplă împotriva ministrului George Iva subliniere cu. Irbu a precizat ce, după solicitarea făcută miercuri în plenul Camerei Deputaților către PSD, de a-l demite pe George Iva subliniere cu din funcția de ministru al culturii sublinierei identității naționale, a discutat cu ceilalți membri ai partidului său, iar în maxim două săptămâni o moțiune simplă va fi citit. Deputatul a anuncat încă de marți ce va solicita PSD să le revoce din funcție pe Iva subliniere cu, iar dacă acest lucru nu se va întâmpla, PNL va depune o moțiune simplă. Lui George Iva subliniere cu este imputat faptul ce, după 3 luni din anul centenar, niciun proiect nu a fost validat spre a fi des subliniere urat cu ocazia acestei sărbători. Ba mai mult, ministrul culturii a anulat lista proiectelor aprobate anul trecut, în timpul mandatului lui Lucian Roma subliniere Canu, care aveau nevoie doar de avizul guvernului. Privitor la modificarea ordonanței de urgență 5/2017 privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administrației publice centrale cu privire la centenarul României, Irbu a afirmat, îmi intre subliniere te convingerea ce în spatele validării proiectelor sublinierei a acestor disensiuni dintre cei de la PSD se află chestiuni financiare. E clar ce totul se reduce la bani. În bugetul MCIN există 150 de milioane de lei alocați special pentru anul centenar, pentru departamentul din subordinea directă a ministrului culturii, după cum a precizat marci deputatul Tirbu. George Iva subliniere cu a fost invitat, de la preluarea mandatului, pe 29 ianuarie, de 4 ori să se întâlnească cu membrii Comisiei pentru Culturi din Camer. De fiecare dată absentat fără a motiva, după cum a anuncat presubliniere din Telecomisiei la subliniere din cade marci, când ministrul l-a trimis pe secretarul de stat Gheorghe Popa să-i țin locul. În plus, miercuri, George Iva subliniere cu ar fi trebuit să fie prezent sublinierei la subliniere din ca Comisiei Speciale Comune a Camerei Deputaților sublinierei Senatului pentru celebrarea centenarului Marii Uniri sublinierei a războiului pentru întregirea neamului.